Acum, cu cine rezonează? Ce înseamnă Twin Flame pseudo? Sau sufletul pereche, pseudo-sufletul pereche, da? Karmic, șmarmic, trebuie să lămurești. Tu, karmic, ai lămurit-o. Să-și aduc aminte, da? Acum să vezi nebunie. Să vezi acum. Hai. Bun. Tu, karmic, înapoi în viitor, fetele băieții cu cine rezonează? Ea e mai tânără sau din relații cu mult. El e mai tânăr, da? Ceva de genul. Tu, în 3D, deja karmic în viața trecută, viața trecută, viața asta care o ții minte, dar e săritură cuantică încă o dată. Tu ții minte, tu, cu cine rezonează? Te-ai căsătorit. 20 de ani, ați trăit foarte bine. Diferența mare între voi. Da? El mai tânăr, să zicem. Ea mai tânără. Fetele băieții cu cine rezonează? Da? Tu, karmic, ți-ai îndeplinit. Culme, ai stat la cheremul căsuții, ai făcut mâncare, de vreme acasă, ai avut grijă, ai adus bănuții în casă, ai făcut tot. Karmic ți-a rămas cu copilul, un pic să lămurești, să vezi, să dregi. Da? Acum se clirui, se vindecă cu copilul. Dar cu relația de cuplu a ta cu... Acum se vindecă cu copilul. Da. Dar relația ta de cuplu, da, energy, ambition și productivity. Ok. Bine. Ce e? Fire. Da. Focul din tine pornește și mistuie tot ce deranjează și echilibrează. Bun. Acum. Da, și în 3D, ți-ai, karmic, ți-ai, înainte, în tinerețele tale, că ți-ai făcut ce ți-ai făcut, că, da, ai fost într-o relație unde... Să zicem, cum se zicea noi, și-a bătut joc de băiatul ăla tânăr sau de fata aia tânără și-a, da, s-a întâlnit, până la urmă nu s-a însorat cu ea, s-a însorat cu alta sau chestii din asta, da? În tinerețe. Peste ani și ani ai trecut prin ce ai trecut, ai avut și singurătate și nu știu ce și lucrai, doar lucrai, nu aveai timp de altceva și întâlnești pe cineva, tot varianta mai tânăr, neștiind karmic că trebuie să, da? Și ești la zi cu toate. Ții relația, accepti orice, chiar dacă îți face ce știi, da? Nimerești între unghi, subconștient, femeia simte, da? Nimerești între unghi, accepti spațiu, ții, dregi. Deci tu, săritura cuantică, ai făcut-o cliruit, vindecat. Un fel de, aduți aminte, cu ani în urmă, tot era gălăgie în căpșor, nu trebuie să te vindeci, tu ești vindecat, vindecată, e ok, tu vezi de drumul tău. Dar ce s-a întâmplat? Pe parcurs, da? Ai ieșit din ce ai rezolvat, ai făcut, da? Cu curigul în dimineață. Ai ieșit de tot, da? Ai vindecat, ai cliruit, ai ieșit, ai divorțat, vindecat și divorțezi acum, da, corect, știi? Ai urcat în rang vibrațional, nu vă țineați unul pe altul, nu mai era nevoie. Karmic ai rezolvat, știi? Atunci. Și acum ți s-a repetat. Ori acum s-a băgat pseudo, e pregătită energia pseudo, de acum am moment de smis, se dizolvă. Nu vrea să facă transformarea și se bagă între, te bagă între unghi, se bagă în relație, în așa, de cuplu, îl așteaptă fosta sau îl așteaptă fostul, cu curigul, bună dimineața. Și nu vrea în transformare. Transformarea poți nici să nu reușești, nici să nu, știi, să mori și să, cât de puternic ești. Sau de lene, nu vrei să te bagi, să, da, să te despachetezi ca mac și așa mai departe. Și aruncă pe altcineva. Un fel de ți s-a aruncat în brațele tale, tu ai crezut că nu știu ce, nu știu cum, da? Fetele băieții cu cine rezonează. Și tu... Ai luat în cârcă să vindeci programul nevindecat karmic Twin Flames, adevărat, a cuiva, tu pe-a tău adevărat l-ai vindecat. Tu înțelegi? Dacă nu îmi scrii acolo, îți mai explic încă o dată. Știu că vorbesc un pic mai... Sper că ai înțeles. Bun. Și acum să vezi, când ai înțeles asta... Tragi înapoi energie și omul intră în transformare și se vindecă, cliruie și face și drege cu tot neam. Pentru că a participat toată familia la așa ceva. Știi? S-a știut, a participat.
Drum bun. Nu e... Da? Se clear-ul și ce se mai clear-ul? Acum, pentru așa ceva, ce pornim? Elementele. Alchemy, da? Fire, ambition, productivity, energy. Și fire, devil. Da. Negativity se clear-uie acum, se vindecă. Da? Dar e fire, uite, amândouă să... Și se vindecă. Se lămurește. Un fel de tu dai înapoi ce ți s-a trimis ție. Asta e cu negativitate. Se curăță. Înțeles? Și îmi dai un pic de... Da. Am zis altceva, să-mi dea un alt element, da, Earth. Primești un amulet energetic și nu are nimeni treaba ta și amuletul ăsta strânge roada din tot ce ți s-a întâmplat cu știrea ta, neștirea ta, ți s-a luat energetic, ți adună toată roada. Vezi? Asta e. Asta e. L-am spălat de... Și-a rămas ceva sau mai trebuie spălat. Vezi? Primești un amulet. Nu contează așa, e energetic, dar eu am zis că să fie și ca și proiecție. Ți iei înapoi confidence, ancorarea, asta ți s-a smuls ție, și norocul. Ce mai vrei, cine ca tine? Și observă lucrurile cum stau și cum se întâmplă tot în jur. Mai vrei una? Mai simți nevoia? Ce? Aer. Ok. Lavender. Și acum rest, calm și pozitiv. Ba! Acolo e. Domnul.